de am întors la jurnal. Au surat sirenele de raid aerian în Ucraina. Mai multe orașe aflate în vestul țării au fost lovite de rachetele Rusiei. Chievul a rămas fără electricitate după ce un incendiu a izbucnit la o importantă termocentrală. Mai multe explozii au fost raportate în capitala Kiev. Federația Rusă a atacat mai multe puncte strategice și civile din orașele aflate în vestul țării. Primarul Kievului, Vitali Klitschko a confirmat că în urma raidului aerian sunt deja două victime. Purtătorul de cuvânt al președintelui Volodimir Zelenski a confirmat și el informația că cei doi oameni au fost răniți. Atacul federației ruse a împins Ucraina să întrerupă alimentarea cu electricitate. Videoclipurile încărcate pe rețelele de socializare arată un fum negru puternic ce se ridică din centrala termoelectrică din Kiev, aproximativ 15% din populația capitalei a rămas fără electricitate.